Hei, salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Top 10 Five Nights at Freddy's. Și înainte de toate, te-ai rugat să lași un like, doar ce like-ul tău contează, iar la 700 de like-uri facem următorul episod. Am observat că vă place seria asta și am spus de ce să nu o continuăm. Deci da, astăzi vom continua cu episodul 6, unde vom discuta despre Top 10 drăgălași. De data asta, partea a doua, la fel cum s-a întâmplat și la Înfricoșătorii. Mai am un video pe canal cu top 10 drăgălași. Deci, hai să începem. De data asta vom vorbi despre cei din Five Nights at Freddy's World. Sincer să fiu, îmi este greu să mă decid cine-i mai drăgălaș. Deoarece că toți sunt la fel de frumoși. Dar unul trebuie să fie cel mai cute. Nu uitați, acesta este doar opinia mea și nu trebuie să fie neapărat și a voastră. Să începem. Pe locul 10 se află, din păcate pentru mine, Adventure Springtrap. Pe lângă că este favoritul meu, îmi place ce micut l-a făcut și ce zâmbăreț este. Și totodată expresia pe fața lui ceva gen: hei, eu nu sunt drăguț, eu sunt furios. Ei bine, el face parte din top 10 meu cei mai drăgălași, dar din păcate este pe ultimul loc. Pe locul 9 îl ocupă Adventure Toy Bunny. Designul lui este același, zâmbăreț și gata de a începe un cântec cu acea chitară a lui. Să fim serioși, cui nu-i plac iepurii? Chiar dacă nu-mi place banii, tot îmi plac iepurii. Locul 8 este poziționat de Adventure Toy Freddy. Uite și tu cât de cute pare! Ochii aceia albaștri și frumoși, burtica lui. Pe locul 7 se află Adventure Toy Chica. Designul asemănător ca acelei originale. Cupcake-ul ei ținându-l în mână, ochii mari și albaștri spre verzi și destul de cute. Locul 6, cine credeți? Adventure Fredbear. Fredbear al nostru care a provocat mușcătura din 97, acum pare unul nevinovat și destul de cute. Nu mai uitați-vă la el cum arată, mic și drăgălaș, luați-l acasă. Locul 5 și mai drăgălaș, Adventure Bunny. Deci arată așa de cute încât l-aș lua în brațe. Acel albastru închis, chitara lui și ochii roz, mai ales că este și zâmbăreț. Pe locul 4, cum s-a uitat de el, Adventure Foxy. Deci vreau și eu unul de ăsta. Ce mic și cute este, zâmbăreț dreptul și ceea ce mi se pare și mai frumos este cârligul pe care îl ridică, arătând că Foxy este un animatronic special și anume că este un pirat. Locul 3, Adventure Toy Foxy. Similar cu Adventure Toy Chica, parcă ar fi surori, dar mult mai cute. Dar ce, cum Foxy a fost favoritul meu și încă este, însă voi face alt top 10 pentru asta, și Mangle este una dintre ale mele, ceea ce mă face să o poziționez pe locul 3. Doar ce, uitați-vă la ea cât de frumoasă și mică este. Pe locul 2 se află fratele lui Adventure Foxy, Adventure Withered Foxy. Acum vă întrebați, gamere, dar ce mai special la Adventure Withered Foxy decât la Foxy? Sincer? Expresia de pe fața lui, la fel ca la Springtrap, expresia de pe fața lui spune așa: eu nu-s drăguț! Și ochii aceia verzi care îmi plac mult. Și premiantul nostru este Adventure Spring Bunny. Cu toate că Spring Bunny ar putea fi de gen feminin, îmi place la nebunie designul lui. Sau ei, așa de cute, acea culoare galbenă și faptul că este un iepure. Și de așa de drăguț, trebuie neapărat să-mi iau unul ăsta. Ei bine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita de un like, doar ce like-ul tău contează. Iar la 700 de like-uri facem următorul episod. Eu am fost GamerZombie, pe data viitoare.